De mai bine de câteva săptămâni, șoferii care traversează un drum de la intersecția străzilor Sarmisegetuza cu Botanica Veche din capitală au parte de o adevărată provocare. Aceștia trebuie să meargă cu mare grijă din cauza unui șanț lăsat de izbeliște în mijlocul carosabilului după lucrări de reparație a unor conducte. Adâncitura din asfalt este astupată doar cu pietre, lucru de care oamenii sunt extrem de revoltați. Pe strada Sarmisegetuza, intersecție cu Botanica Veche, în mijlocul drumului a apărut un șanț imposibil de ocolit de șoferi, așa că aceștia reduc maxim posibil din viteză pentru a nu-și avaria automobilele. Imaginea este mai tristă atunci când trec mașinile de mare tonaj, prezența cărora se face simțită serios. Săpăturile au fost făcute pentru înlocuirea unor conducte de apă, numai că după schimbarea țevilor, adâncitura a fost acoperită cu pietriș și așa a rămas. Spre nemulțumirea conducătorilor auto, nevoit să cheltuie bani în plus pentru reparația mașinilor. Șanțul ăsta e de o luni de zile aici. O săpat-o și așa o lăsat-o. Și s-o mântuit. Care o săpat, trebuie să mântuie lucrarea pe finanțare, dar ei au lăsat tot lucru baltă. Aici se circulă tare, e ambutiaj, din partea aceea când vine și din partea asta tot e ambutiaj. Foarte urât, că șanțul în primul rând distruge caroseria mașinii și nu-i prea tare bine. Ar fi bine de făcut tot unde este de făcut. Trebuie să lucreze calitativ, nu să facă de 10 ori aceeași lucrare. Dar aici e șantier de vreo 3 ani de zile. Și tot se fac, unul vine, acoperă altul descoperă și tot așa, Republica Moldova, doamne. Revoltați sunt și pietonii, întrucât mizeria de pe carosabil ajunge pe trotuar. Porțim obuși, riejăm podmiot. Ne stricăm încălțămintea, ne tăiem talpa, pentru că doar pietre sunt peste tot. Capitala ar trebui să fim mai ceva, mai civilizat, mai frumos, ei? Lucrările de schimbare a unei rețele de apeduct din zonă s-au efectuat în cadrul unui contract în derulare cu Apă Canal Chișinău și o companie privată. Responsabilii de la Apă Canal ne-au declarat că pe data de 5 octombrie a avut loc în zona străzii Botanica Veche o reconectare. Acolo s-au existat lucrări, nu Apă Canal Chișinău, dar a existat compania Sabie în cadrul proiectelor de reabilitarea rețelelor. Contactat de TV6, unul dintre reprezentanții companiei care s-au ocupat de schimbarea rețelei spune că lucrările au fost terminate acum o săptămână, iar porțiunea de drum va fi reabilitată săptămâna viitoare. Întrebat de ce lucrările se mișcă atât de greu, acesta a refuzat să răspundă.